It's Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Ultimul rol. Scenariu radiofonic de Radu Costăchescu, după piesa cu același titlu de George Tuduz. Răspundeți, vă rog, cu mâna pe conștiință. Sunteți oare bolnav cu adevărat? Cum așa, domnul, dacă sunt bolnav? Dacă sunt eu bolnav, Paris, 17 februarie 1673. Sala teatrului de la Palais Royal este asaltată de parizienii dornici să-l vadă pe Molière în rolul bolnavului închipuit. De 30 de ani, acest Jean-Baptiste Poquelin, feciorul unui modest tapițer, are curajul să ridiculizeze în comediile sale nobilimea prețioasă, clerul fățarnic și burghezia mărginită, spre marea satisfacție a oamenilor simpli și fără ifose. Astăzi, la a patra reprezentație a bolnavului închipuit, spectatorii care n-au mai găsit un loc în sală, nici măcar în picioare, încearcă să se strecoare în culise prin camera actorilor de lângă scenă. Cei mai obraznici și încăpăținați sunt, firește, pisălogii, cum îi numește domnul Molière într-una din piesele sale. Cu aceștia trebuie să lupte acum La Tourière, bunul și credinciosul prieten al marelui artist, apărând ca pe o redută intrarea pe scenă. Lăsați-mă să plec! Vă rog, vă rog, termin degeaba, nu intră nimeni! Vă rog, mâine, vă rog! V-am spus limpe de nimeni! Dați-mi voie, nu mai nimeni, nu mai nimeni! Nu, nu, nu se poate! A, mâine! Mâine, asta e altceva, veniți la spectacolul de mâine și vom vedea. Și vă rog, vă rog, liniște, liniște, se aude pe scenă. Hai, hai, protește ușa cu fotoliul, altfel nu mai scap de ei. Cumpliți, pisălogi. Erau gata să mă dea peste cap. Ce rușine pentru un fost capitan de cavalerie ca tine. Îți convine să râzi, dragă vize. Tu ești gazetar și oamenii se tem de articolele tale mai mult decât de o șarjă de cavalerie. Aș vrea însă să te văd în locul meu, apărându-l pe marele meu prieten de entuziasm admiratorilor. Sărmanul Molière. Măcar astăzi să fi putut juca mai în liniște. De ce spui măcar astăzi? Ce se întâmplă astăzi? Nu l-ai văzut cum arăta? Cât de greu s-a dat jos din trăsură? Alarmă, Tourière. De ce? Doi inamici s-au pătruns în cetate. Unde? A? Domnilor, vă rog, domnilor, unde mergeți? Bonjour, amice, bonjour. A, nu te deranja. Nu, 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 e imposibil să trejeți pe aici. Nu e voie, e, nu bravo. E voie. Bravo. Dar ce nu mai recunoști, domnule Tourière? Ba da, ba da, vă cunosc perfect, domnule marchez. Și pe mine? Da, și pe dumneavoastră, domnule conte. Atunci te rog să te dai la o parte. Nu, 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 o clipă. Unde vreți să mergeți, domnilor? Asta e bună, ți-ai pierdut capul. Venim ca de obicei, ca să salutăm pe soția lui Molière. Domnișoara Molière, cum îi se spune. Domnișoara Molière e pe scenă în clipa asta, joacă. Știm, știm. Sir, ai caz, asta o știm și noi. Dar vrem să ne așezăm pe scenă, ca să o privim cât mai de aproape. Nu, 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 regret, domnilor. Nimeni nu mai are voie să stea pe scenă în timpul spectacolului. Ce? Marchize, cred că omul ăsta e nebun. E ordinul categoric dat chiar de domnul Molière. Ce impertinență! Ordin pe care regele a binevoit să-l aprobe. Majestatea sa. Chiar majestatea sa. Atunci, pentru o mișcare mai comodă a actorilor, domnul Molière folosește în această comedie întreaga scenă. Așa că a scos de acolo scaunele spectatorilor privilegiați. La premieră, majestatea sa a binevoit să declare că e mult mai bine în felul acesta. Gustul regelui, domnilor, este de un excepțional rafinament. De multă vreme și eu gândeam tot așa. Să nu mai stea publicul pe scenă.
E o idee excelentă. Nu este așa, conte? Păi, mai încape vă rog, marchize, eu am spus asta chiar înaintea dumitale. Prin urmare, domnilor? Ei bine, vom rămâne în camera asta până se sfârșește piesa. Nu, regret, domnule conte, dar nici asta nu e posibil. O fi tot un ordin de-al domnului Molière? Da, domnule. Și poate aprobat de majestatea sa? Da, pentru aceleași motive, nimeni nu mai are voie să aștepte în camera asta prin care ies actorii. Ce caut aici, domnul care stă la masa din colț? La fel ca mine, dumnealui își îndeplinește obligațiile profesionale. Este domnul de Vizet. Ziaristul de la Mercurul Galant? Eu în persoană, domnule marchiz, servitorul dumneavoastră. Perfect, perfect. Dragă conte, e mai prudent să ne retragem. Gazetarajul ăsta e în stare să scrie în ziarul lui tot ce vorbim aici. Ai dreptate, ai dreptate, marchize. Și eu mă feresc de puși la malele astea de gazetăraj. Sunt foarte periculoși. Mai încet. Regele are o slăbiciune față de scriitori, cum are și față de actori. Ce să mai vorbim? Dacă un oarecare domn Poclin a devenit domnul de Molière... Din fericire, arhiepiscopul Parisului a știut să-i trateze pe acești comedianți așa cum meritau, excomunicându-i din sânul bisericii. Da, și totuși, dacă înainte de a muri declară pocăiți că regretă meseria pe care au avut-o, li se acordă favoarea de a fi înmormântați în Sfintele Cimitire. Iată o indulgență pe care nu o înțeleg. Nici eu, dragă marchize. Pentru că înainte de a-și da duhul, toți măscăricii se grăbesc să se lepede de profesia lor. Da, 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 da. Cum a făcut-o acum un an Madeleine Béjart, prietena lui Molière. Și cum o să o facă și el când i s-o apropia sfârșitul? Oameni fără demnitate. Și pe care, totuși, majestatea sa îi nobilează. Auzi, de Molière. Mai e trist. Vorbește mai încet. Sau mai bine să plecăm de aici. Da, 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 ai dreptate, să mergem. Domnilor, domnilor, ne supunem dorinții majestății sale. A majestății sale, domnilor. Și lăsăm această casă la dispoziția nobililor actori și gazetari. Doriere, ce mai aștepți? Pune repede zăvorul. Nu se poate. Ușa asta de serviciu trebuie să rămână deschisă, mai ales acum când am trimis un om să aducă o trăsură. Îl aștept să vină. Dragă Torier, e cazul să mulțumești. Fără calitatea mea de gazetar, nu știu cum ai fi scăpat de cei doi pisălogi. Nobile ăștia sclifosiți se tem mai mult de un conde decât de o spadă. Știu, da. Ceea ce e mai grav e că sunt incorigibili. Oricât i-ar ridiculiza Molière, dau buzna la comediile lui, ba chiar se amuză de propria lor stupiditate. Asta pentru că știu că Molière e iubit și protejat de rege. Le-ar trebui prea mult curaj ca să aibă o părere diferită de-a majestății sale. Ia, taci o clipă. De ce? Un moment. Stai că mi s-a părut. Stai, stai să-mi arunc o privire pe scenă. De ce e cu tânătorie? Auzi, spectacolul continuă. Taci, taci. Fiul cumnatului său, doctorul. Torie. Și se zice Tomas și Nuclean. Această căsătorie am hotărât-o azi dimineață, domnul Turgon, domnul Fleuron și cu mine. Iar mâine dimineață pretendentul îmi va fi prezentat către tatăl său. Ce e cu tine? Dar ce e? Ce-i rămas așa înlemnită? Nu ți se pare. Te-ai pierdut de tot? Hai să vorbim de altceva. De pentru că ai să scrii în ziarul tău despre bolnavul închipuit, te informez că cea de-a treia reprezentare a comediei a fost un triumf. Da. Se vede și după îmbulzeala publicului astăzi la al patrulea spectacol. Și tu ce te amezi, ticăloasă, nerușinată ce ești. Domnule, mai încet, mă rog. Preluați așa de la început cu vorbe de ocară. Nu ne putem înțelege oare fără să ne înfuriem? E, haide, haide, hai să stăm de vorbă liniștit. Ce vă împinge, dacă nu vă e cu supărare, la o asemenea căsătorie? Ce mă împinge? Ce? Că văzându-mă infirm și bolnav cum sunt, doresc să-mi iau înginere și rubedenii medici, ca să mă apăr de boala de care sufăr, ca să am chiar în familie ajutorul necesar, mă doare, și ca să am la îndemână consultații și rețete. Da, da, iată un motiv, domnule.
Și este o plăcere să ne răspundem unul altuia ca lumea. Haideți, domnule, răspundeți, vă rog, cu mâna pe conștiință. Sunteți oare bolnav cu adevărat? Cum așa, domnule, dacă sunt bolnav? Dacă sunt eu bolnav, nerușinată! Vreau să scriu cronică la fel de elogioasă ca cea pe care am făcut-o comediei Femeile Savante. Și când mă gândesc ce critici mușcătoare ai trântit lui Molière acum vreo 10 ani. M-am înșelat, dragul meu, și sunt mândru să-mi recunosc greșeala. Ha? Ai auzit aplauzele spectatorilor? Da, spune-mi, astăzi sunt și medici printre spectatori? Oh, cel puțin vreo 20. Și sunt cei care se amuză mai mult ca toți ceilalți. Auzi, nu crezi că Molière are cam mult curaj ca să-și bate joc în felul acesta de slujitorii medicinei? Oh, da, 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 mai mult decât îți închipui. Ce vrei să spui? Ți-e teamă de răzbunarea unui medic supărat? Nu, mi-e teamă de răzbunarea bolii disprețuite. Spui asta cu un ton ciudat. La ce te gândești, la Torier? Tu știi ceva și nu vrei să-mi spui? Nu. Dacă taci, înseamnă că zvonul care circulă prin oraș e adevărat. Spune-mi drept, Molière nu se simte bine? E mult mai grav. Doar nu ai să pretinzi că e atât de bolnav? Ba da. E imposibil. Își duce viața lui obișnuită. Din nenorocire. A scris o nouă piesă, o interpretează? Nu. Visez, Torier. L-ai văzut jucând atât de perfect personajul unui bolnav încât îl crezi cu adevărat bolnav. Dacă ar fi așa. Din păcate însă... Dar vorbește odată. Ce știi? Nu mă fierbe la Torier. Ascultă, Vize, mă bizui pe discreția ta. Nu trebuie să spui nimănui. Molier e pierdut. Doamne, nu se poate. Tu mă înspăimânți. Nu mai pot. Taina asta pe care o păstrez mă înnăbușe. Sunt singurul care o știe. Tușește pe ascuns. Aruncă în foc batistele pline de sânge. Când l-am surprins, m-a pus să jur că nu voi spune la nimeni. Ceilalți care joacă cu el nu cunosc adevărul. Îl văd făcându-se alb la față, clătinându-se în scenă și sunt plin de admirație. Convinși că totul este o perfecție artistică neîntrecută de vreun alt actor. Și nici domnișoara Molière nu știe? Ea știe doar că e nevasta lui. Că e tânără și sănătoasă. Ești rău, dragul meu. Nu, Vize. Îi sunt devotat cu trup și suflet. Sunt poate singurul de aici care îl iubesc cu adevărat. Pentru mine el este marele prieten, maestru. Și dacă vrei, Dumnezeu. Acum cred că înțelegi suferința mea. Ai văzut cât de violent i-am alungat pe pisălogii aceia? Am făcut-o din proprie inițiativă. N-a fost dispoziția dată de Molière? A lui? El mi-ar fi cerut exact contrariu. Mai curând i-ar chema lângă el. A îndepărta un pisălog caragios înseamnă pentru Molière să piardă un model posibil de personaj. Atunci se va supăra că i-ai alungat. Da, dar eu nu vreau să-l obosească cu vorbăria lor inutilă. Nu vreau să-l văd suferind. Fac gol și liniște în jurul lui, pentru că nu știu dacă astă seară va juca rolul până la capăt. Hai, liniștește-te, Torier. Ți-au dat lacrimile. De durere și de furie. Te gândește-te că acum 2 ore, cu toate rugămințele mele, s-a dat jos din pat, livid, clătinându-se, cu plămânii sfârșiați. A ajuns aici târându-se ca un bătrân sfârșit. Și deodată pe prag s-a redresat eroic, a zâmbit și a intrat în scenă. Aveam masca morții pe față, avea surâsul morții pe buze, avea moartea în priviri și totuși a intrat triumfător în scenă. Trebuia să-l oprești, trebuia să-l împiedici să joace. Am încercat, l-am rugat în genunchi, mă înțelegi, în genunchi. Drept răspuns, mi-a arătat pe geam mulțimea care urca scările teatrului. Știu, mulțimea asta care l-adoră, care l-admiră până la idolatrizare. Dar tocmai asta era suficient să se anunțe că e bolnav și tot s-ar fi întors acasă urându-i sănătatea. Da, și primind înapoi banii dați pe bilete. E tocmai ceea ce nu voia el. Camarazii lui, figuranții, mașiniștii au nevoie seară de seară de acești bani ca să trăiască. Or Molière socotește că nu are dreptul să lipsească de pâine pentru motivul că el trebuie să-și îngrijească sănătatea.
de publicul care râde și aplaudă. Nu, nu. E altceva. Ascult. Ce? Nu. Nu mai pot să stau aici, Vize. Îmbracă și tu un halat de medic peste hrana asta așa ca mine și hai să ne strecurăm în scenă printre figuranți. Dacă va leșina, vreau să cadă în brațele mele. Hai, vin. Victorier. Și totuși adineaur am auzit glasuri aici. Da, și mie mi s-a părut că aud vorbit pe cineva. N-are nicio importanță, să intrăm, doamne. Vă rog, după dumneavoastră. Vai, sunteți foarte amabil, domnule. Știți, e pentru prima oară când intru în camera actorilor unui teatru. Sunt puțin emoționată. Ar trebui să fiți desamăgită, doamne. Nu uitați că printre actorii de aici se află și acel măscărici cu pretenții de scriitor, care și-a permis să-și bată joc de cei mai onorabili cetățenii țării. Acel Molier obraznic. Nerușinat, calomniator. Mai ales calomniator. Da. Închipuiți-vă că și-a permis să pună într-o piesă a lui chiar persoana mea. Nu se poate. Cu numele, cu înfățișarea, cu familia mea, doamne. Să facă din mine un caraios și nimic mai mult. Iar pe mine, care desigur ați observat că am un farmec al meu, m-a dus pe scenă sub chipul unei bătrâne ridicole, curtată de bărbați, doar pentru zestrea ei. Vai din... Asta nu se poate ierta. Nu, niciodată. A venit momentul să plătească pentru ofensele aduse. Să plătească? Da, nu-i așa. Îmi dau seama că am călcat cele mai elementare reguli de politețe. Mă iertați, v-am întâlnit în fața acestui teatru. Am aflat că, la fel ca mine, ați venit să-i cereți socoteală lui Molier, dar furat de farmecul unei conversații cu o persoană atât de distinsă ca dumneavoastră, am uitat obligația de a mă prezenta. Așa că îngăduiți-mi să vă spun că sunt un gentilom din provincie, iar numele meu este Leonard Pulsoniac. Ce? Cum ați spus? Deu Pulsoniac, sosit astăseară din Limoges pentru a răzbuna crunt afrontul ce mi s-a adus. Dumnezeule! Da. Sunteți chiar cel din piesa care vă poartă numele? Da, exact. Ei bine, aflați, domnule, că și eu abia am sosit din Angoulême, tot pentru a mă răzbuna. Numele meu e Contesa de Scarbagnas. Extraordinar! Deci dumneavoastră existați și în realitate? Da. Nu numai în comedia aceea. Nu văd de ce vă miră din moment ce și dumneavoastră existați cu adevărat. Dar aș fi curioasă, domnule, să știu dacă ați văzut cumva comedia în care Molière a ridiculizat persoana mea. Am jucat-o la teatrul din Limoges și am fost indignat. La mine în Angoulême n-au avut curajul să vină cu ea. În schimb, au reprezentat-o pe cea cu dumneavoastră. Și ați văzut-o, doamne? Oh, da. M-a dezgustat profund, domnule. Așa, da. Vă sunt recunoscător, doamne. Și eu, dumneavoastră, domnule. Acum închipuiți-vă că nu știam absolut nimic, dar absolut nimic de această batjocură, până când un prieten mi-a dat să citesc piesa, de care parizienii se spune că fac mare haz de 4 ani. Ce-o fi așa de haz? Dar și cu mine a fost la fel. O viperă de vecină mi-a adus din răutate acum câteva zile de piesa asta stupidă, care după spusele ei amuză de 2 ani curtea și capitala. Eu cum am aflat, m-am urcat în diligență și am venit cu bastonul strămoșilor mei în mână ca să-l rup pe spinarea acestui măscărici. La fel am procedat și eu, domnule. Așa. M-am urcat în diligență cu soțul meu, da, care s-a jurat că îl va face praf pe acest neobrăzat. Foarte bine, să-l facă. Dar a trebuit să viu singură să mă răzbun, pentru că mototolul meu de bărbat, cum a ajuns la hotel, a adormit. În cazul acesta, doamnă, îngăduiți, nu-i așa, ca brațul meu să înlocuiască pe cel al soțului dumneavoastră, răzbunându-ne cu aceleași lovituri pe amândoi. Primesc, domnule, primesc. Și vă asigur că gestul dumneavoastră dovedește curajul și eleganța unui adevărat gentil. Mersi. Singurul meu regret este că pentru a vă arăta admirația nu voi avea un adversar mai nobil. Da. Acest Molier nu-i decât o paiață, doamne. O paiață? Da, o paiață. Dumnezeule, și când te gândești că regele, după câte am auzit, l-a înnobilat. Da, doamne, da, e adevărat. E o curioasă slăbiciune pe care maestatea sa o are față de acest actoraș. Să înnobileze un
scrit oraș de duzină. Și pe deasupra comedian. Care de băbârnace celor mai devotați supuși ai maestății sale. Și îndrăznește să-și bată joc de cea mai strălucită noblețe a țării. Un impertinent care vine să spună în teatrul lui lucruri dezonorante despre persoana mea. Iar mie să-mi atribuie o aventură ridicolă. Dar eu sunt o femeie superioară, domnule. Dar și eu n-am datorii, doamnă, cum spune el. Nu, ce parcă eu sunt sclifosită și cu fațoane. Nici eu nebun, doamnă, nici eu nebun. Și nici poligam. Au ce rușine, eu poligam. Poligam, nu. Doamnă, doamnă. Ce? Bate cineva rușa. Respectele mele, doamnă, bună seara, domnule. Vă rog să mă iertați dacă fără voia mea am comis o indiscreție. Eram în fața ușii și am auzit tot ce ați vorbit despre Molière. Nu, trebuie să vă scuzați, domnule. Ne-am spus părerile cu glas tare. Și e bine să afle și alții cine este acest om de nimic. Acest insolent. Acest nerod obraznic. Dar îi voi aplica o corecție chiar astăzi, de care va afla toată Franța. Da, toată Franța. Da? Dar trebuie să fie odată și odată pus la punct. Firește, dumneata, domnule, îl cunoști pe acest măscărici de Molière? Da, foarte bine. Și ce părere ai despre el? Prefer să-mi spun părerea despre dumneata. Ești un imbecil. Domnule! Ce? Domnule! Dar ce îndrăzneală! Cine ai spus că e imbecil, amice? Dumneata. Probabil că vrei să faci cunoștință cu bastonul. Eu vreau să nu mai spuneți un cuvânt despre Molière. E clar? Ai haz. Și am putea să știm și noi cine ești dumneata, stimabile. Sunt domnul Jourdan. Sunt un comedian Molière? Da, colegul dumneavoastră, doamnă. Burghezul gentilom. Exact, domnule. Îmi plac glumele, da. La timpul și la locul lor. Domnul Jourdan nu există. Văd că și dumneavoastră doi existați. Da, evident, dar eu... Noi, vă credeți singurile ființe reale pe care Molière le-a introdus în comediile lui? Cât de orgolioși puteți fi. Domnule. Atunci, cu adevărat, dumneavoastră sunteți... Sunt domnul Jourdan, burghez din Paris. Burghez gentilom. Atleacuri. Burghez pur și simplu. Fiul burghezului Jourdan, postăvarul care vindea tapițerului Poquelin, tatăl viitorului Molière, stofere de mobilă. Sunt Jourdan fiul, care se juca împreună cu Poquelin, fiul în fundul prăvăriei, în timp ce Jourdan tatăl și Poquelin tatăl vorbeau de afacerile lor la Terjia. Sunt Jourdan, burghezul din Paris, coleg de clasă și prieten din copilăria lui Molière, care mă cotonogea când eram mic, pentru că aveam un caracter urât și care și-a bătut joc de mine pe scenă pentru că sunt înfumurat. Vai, domnule, când v-am văzut în piesa aceea, am râs ca un nebun. Sunt încântat, domnule. Dar și eu râs. Mă face fericit, doamne. Lasă mai moale, domnule. Molière te-a bat jocorit cu îndrăzneală. Bine a făcut. Doamne, te-a arătat ca pe un lunat. Avea dreptate. Ca pe un caragios. Așa eram. Ca pe un musonat. Ca să mă vindece. De ce? De nebunia mea. Ei, cum, domnule, te-a făcut de râs și totuși îl aperi? Descriindu-mă mi-a făcut o onoare. Și pentru asta îl iubesc din toată inima. El e cel fără de care n-aș fi fost nimic. Molière e cel care m-a luat pe mine, Jourdan, obscurul, pretențiosul, înfumuratul burghez, zaharisit în orgoliu și ignoranța lui, și l-a ridicat până la gloria și strălucirea unui simbol. Îl iubesc și eu nu vă permit să vorbiți rău de el, pentru că fără el nimeni nu ar fi vorbit vreodată de el. Nu vă permit, pentru că iubesc în el pe acela care a plecându-se asupra Franței, a luat din mulțimea anonimă câțiva francești, pe mine, pe voi, pe alții câțiva, și ridicându-se într-un zbor de geniu, a făcut din noi creaturile sale, colaboratorii lui, prietenii lui. Da, prietenii lui, pentru că el ne iubește. Potășie pe care voi n-ați știut să o vedeți în glumele lui, dar pe care eu am simțit-o. O duioșie izvorită din bunătate, din afecțiune, din marea tristețe de a ne vedea atât de imperfecți, de copilăroși, de pedanți, de mediocri. Credeți că ne-ați intuit la stâlpul infamiei? Sărmanii de voi! El mi-a pus o aureolă, cu o
Și voi nu vedeți. Domnule Julien. Hai, deschideți-vă sufletul și fiți sincer. Dumneata, Pârfăniac, spune din aur că atunci când ai asistat la comedia în care doamna de față era personajul principal, ai fost furios. Sigur. Ia spune acum adevărul adevărat. Am crezut că mor de râs. Și dumneavoastră, doamnă, v-au dat lacrimile la comedia al cărui erou era dumnealui? Bine, domnule, da, de râs, domnule. Ce perfidă. Nu, n-aveți dreptate. Nici dumnealui nu e mizerabil, nici doamna perfidă. Ați râs unul de altul și bine ați făcut. Cum? Dar eu am râs de mine însumi. Și am avut și mai multă dreptate. Evident că atunci când m-am văzut prima oară zugrăvit de Molière, am fost foarte jignit. Sigur că da. Dar pe urmă am reflectat, am înțeles și am rămas recunoscător. Aș vrea să nu-l mai părăsesc. Din nenorocire, el e acela care ne va părăsi. Cum adică, domnule, ce vrei să spui? Acum, în teatrul acesta se râde, dar noi vom plânge. Cum? Medic ambulant, domnule! Era să vă dau de gol. Vă rămân îndatorat, domnule, pentru deosebita bunăvoință ce mi-a arătat. Da, vă rog, dați impulsul dumneavoastră. E timpul să bată ca lumea, așa. Auziți-l, e în scenă cu Toanet. Toanet dându-se drept medic. Și Argan, Molière Argan, dându-i replicile cu ultima lui scripire de viață. Pe domnul Purgon. Acest domn nu-i trecut în carnetul meu printre medicii de seamă. De ce spune că suferiți? El susține că de ficat. Așa. Mă doare ficat. Dar alții spun că de splină. Toți, domnule, sunt niște nepricepuți. Dumneavoastră sunteți bolnavi de plămâni. De plămâni? Da. Ce simțiți? Am din când în când dureri de cap, mari dureri de cap. Plămânul. Uneori mi se pare ca o pânză înaintea ochilor. Plămânul. Câteodată toată inima. Uneori îmi simt toate. Pe scena de alături, cu pieptul măcinat de boală, moare cel care ne-a iubit, cel căruia îi datorăm totul și fără care am fi coborât anonim într-o groapă necunoscută. Molière moare pentru că ne-a dat viața lui. Și ca un soldat care cade cu fața la inamic. El a vrut să cadă pe scenă jucând cu fața la public. E îngrozitor. Dar, ești sigur că e atât de bolnav? Nu bolnav, pierdut. Am fost pe scenă amestecat în mulțimea de medici și farmacii care îl înconjoară în acest ultim rol. L-am văzut îngălbenindu-se, gata să leșine. Se înțepenise, avea figura schimonosită și publicul credea că râde. Și-a pierdut cunoștința și publicul i-a admirat jocul. E muribund și publicul l-aclamă. Ascultați! Comedia s-a sfârșit. Uite, vă scot din scenă în fotonul în care a căzut, spunându-și ultima replică. Încet, țineți fotonul drept. Așa, lăsați-l jos. Ușor. Trebuie aer, deschideți fereastra. Vize, spune trăsurii care așteptă jos să tragă în fața ușii. Așa, închideți ușa de la scenă. Dorie, unde ești? Sunt aici, maestre Molière. Spune-mi, cine vorbește acolo? Nu, nimeni. Câțiva pisălogi care s-au strecurat aici. Băieți, dați-i afară. Nu. Dacă vor să-mi vorbească, lasă-i să se apropie. Au plecat. Nu. Aud pe cineva plângând. Tu erai Jourdain, vechiul meu prieten. Nu te-am văzut. Domnul Jourdain să rămână dacă așa vrea, maestru. Dar domnul și doamna de acolo, să iasă afară. Nu, lasă-i să se apropie dreptul lor. Da. Lasă-i. Cu cine ai venit, Jourdain?
recunoșteam. Doamna de Scarbanias. Domnul de Pursoniac. Știu, știu ce gândiți. Sunteți supărați pe mine. Ați socotit că am fost rău cu voi, așa? Nu, nu, nu vă sfiiți. Spuneți. Dar să știți, eu am ținut la voi. Ar fi greu să vă conving și nu mai am nici timp. Sunt așteptat de cineva la o întâlnire de la care nu pot să întârzi. Maestre, maestre, trebuie să mergeți acasă. Domnișoara Molière, știți, mi-a spus... De ce te-ai oprit? Ce ți-a spus iubita mea soție? Ai curaj, bunul meu prieten, curaj. Mi-a spus de preot să-l chem. Așa. Cum se îngrijește de sufletul meu. Vrea să declar că mă lepăd de profesia mea de actor, primind în schimb permisiunea bisericii de a fi îngropat într-un cimitir, nu? E doar o formalitate. Nu, dragul meu, nu. Ar fi o renegare. Renegarea unei pasiuni de o viață. Dar vom juca împreună ultima mea farsă. Ultima datorier, ultima. Promitem că vei chema preotul numai după ce voi pleca în marea călătorie. În felul acesta am să rămân credincios teatrului, iar preotul va fi dezolat că a sosit prea târziu. Ați ascultat Ultimul rol, scenariu radiofonic de Radu Costăchescu, după piesa cu același titlu de George Tuduz. Distribuția a fost următoarea: Latorier, Val Sândulescu. Vize, Sorin Gheorghiu. Molière, Corrado Negreanu. Marchizul, Matei Gheorghiu. Contele, Costel Constantin. Domnul de Pursoniac, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Doamna de Scarbanias, Dorina Lazar. Toanet, Rodica Popescu. Domnul Jourdain, Tudorel Popa. Povestitorul, Sebastian Radovici. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Maia Badian. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.